Bun, deci într-un video anterior v-am arătat cum lucrez la un proces de automatizare a CV-ului, CV 3D. Și anume crearea planșelor, crearea secțiunilor transversale. Fișierul l-am terminat, așa arată în momentul de față, deci este vorba de Power Automate Desktop. O aplicație care rulează clicuri în Windows, clicuri și face alte operațiuni, orice operațiune din Windows. Așa a ieșit fișierul ăsta, da? Deci aici am creat și subflow-uri, da? Adică creează referințe la alinamente, creează referințe la coridoare, la suprafețe și la sample line-uri. L-am creat, inițial era un întreg, pe urmă l-am creat în subflow-uri pentru că a devenit din ce în ce mai mare și era mai greu de controlat. Așa am împărțit în subflow-uri și el va executa toate subflow-urile astea la rând. Da? Deci hai să vedem cum funcționează. Deci aici avem un AutoCAD, avem decât un cerc, îi dau controla, există două elemente aici, parcel și cerc. Cu cercul am însemnat zona unde o să se întâmple tot procesul. Bun, deci deschidem aplicația, da? Deci aplicația se numește Power Automate Desktop și dăm click pe Run. Deci el acum începe să creeze tot. Da? Deci am intrat în AutoCAD, eu nu fac nimic. Și acum el importă elementele, da? Deci referință din proiect. Fișierul se numește profile transversale caracteristice. Aici vor fi doar planșele pentru profile transversale caracteristice. Și în momentul de față el aduce tot ce e nevoie ca să creeze secțiunile din transversale, și anume alinamentele, coridoarele, suprafețele și picheții, cum ar veni sample line-urile. Da? Deci el a adăugat acum a început să adauge sample line-urile. Aici la sample line-uri el bifează inițial toate suprafețele de la toate axele, de la toate coridoarele, CV-ul. Eu în momentul de față debifez tot, încarc doar sample line-urile, pentru că aici în Power Automate Desktop nu mă lasă să bifez ce vreau eu. Și atunci debifez tot, nu e nicio problemă, merg mai departe. Aici avem patru axe și acum face a patra axă și după asta el va intra în fiecare sample line și deja va adăuga suprafețele respective, da, pentru axa respectivă. De exemplu, intră acum în axa 1 la sample line și aici la data source adaugă suprafața existentă EG, path pentru axa 1, top pentru axa 1 și coridor 1, da? Deci exact acele elemente care are nevoie pentru crearea secțiunilor pentru axa 1. Și aici definește stilul pentru suprafața existentă. Definește stilul existent, pat, top și respectiv pentru coridor, pentru transversale, da? Ok, și procesul ăsta îl repetă pentru fiecare ax. Câte axe eu asta definesc în Power Automate Desktop, îi spun de la axa 1 până la axa 5, până la axa 4, de exemplu. Deci, asta se poate defini ca și o variabilă în Power Automate Desktop. Bun, deci este acum la axa 2, mai are încă două axe, deci totul este automatizat. Bineînțeles că se mai poate automatiza mai mult, pentru că la un moment dat eu am ales o variantă, dar cred că se poate și altfel. Și mai există o problemă, mai există unele ferestre în Civil 3D care Power Automate Desktop nu le poate citi. Adică el o citește ca o fereastră întreagă, dar de acolo sunt mai multe elemente pe care se pot da click. Dar asta se poate, le-am rezolvat. Uite, de exemplu aici. Aici nu poate, aici dă click pe fereastra Pick Section Style, dar nu poate selecta elementul. Deci când se deschide o fereastră de asta de tip drop-down list, nu poate selecta din lista respectivă, nu le vede. Și atunci trebuie să dau cu săgeată, down, 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 de câteva ori pe cum ar veni să trimit semnalul pentru keyboard, da? Pentru tasta săgeată în jos. O dată, de două ori sau de trei ori. Depinde de opțiune. Deci acum suntem la axa 4 și mai avem
ce mai avem? Acum o să înceapă să creeze secțiunile, da? Sau ce mai trebuie de făcut aici? Care e următorul pas? Da, acum creează secțiunile și aici mai există, deci acum axa 1, aici setează stilul pentru linii verticale din șablon, deci adăugat pentru axa 1 transversalele. Acum pentru axa 2. Și aici, punctul de inserție. Asta tot trebuie să-l definesc eu. Trebuie să-i dau, este o variabilă, pentru că la proiecte, de la proiect la proiect diferă, da? Deci eu le inserez unde este proiectul, mai aproape. Dar asta se poate seta sau posibil pe viitorul voi încerca să-l automatizez și chestia asta, să nu stau să le adaug eu manual. Și încă o axă. După ce adaug profile transversale caracteristice, după ce creează secțiunile, mai trebuie lucrate la ele. Da? Pentru că Civil 3D nu știe să seteze aici, la data band, nu știe să seteze suprafețele. Chiar dacă le setez, suprafața top, suprafața existentă, pentru afișarea cotelor, el oricum nu le ia în calcul. Aici, la procesul ăsta, când selectezi axa, deci eu trebuie să, acum să editezi secțiunile și nu pot să le selectezi. Trebuie să selectezi axa, după asta să dau click pe butonul respectiv. Și aici, iarăși, nu se poate da, dar cu click, click, click pe săgeată am rezolvat într-un fel procesul ăsta. Dar nu trebuia să fac prin selecție de la proprietăți, dar prin selecție din tool space, da? De acolo pot să selectez ușor axa, acolo pot să o identific, numărul axei și să-i dau click dreapta select. Este mult mai simplu decât să stau aici, selectează secțiunea. A, nu, mie secțiune îmi trebuie, da, da, nu. A, cred că și de acolo se poate. Vedem. Și asta eu am făcut doar pentru caracteristice, dar trebuie să fac și pentru mai e o axă. Trebuie să fac și pentru planul de situație și pentru profilele longitudinale și pentru generarea de sample line-uri, că la fel la sample line-uri trebuie să le faci manual la fiecare axă, pentru generare de rapoarte. Mai sunt o grămadă de chestii de astea de făcut pentru a automatiza procesul. Practic, scopul este până la final ca în proiectare respectiv să proiectezi axul, profilul longitudinal și acum el creează sheet-urile, layout-urile, da? Vedeți jos cum au apărut, de la 1 până la 6, acum pentru axa 2 creezi sheet și aici foarte important, deci când tu lucrezi, când creezi sheet-urile, ție poate să-ți scape, da? De exemplu, ultimul ax care a făcut sheet-uri a fost axa 02, acum la care poți să sai de 3, să faci la 4, poți să uiți. Ăsta nu uită. Bine, există posibilitatea să facă greșeli, dar depinde ce îl programezi. Dacă îl programezi să facă, el face, nu nicio problemă. Deci în momentul de față el a terminat, da? Status ready, da? Deci au trecut 8 minute de când, nu știu, de când rulează sau de când a început, de când am început un video, durează deja 8 minute. Și s-au creat sheet-urile. Da, deci dacă intrăm pe sheet-uri, vedem cum sunt afișate toate profilele transversale caracteristice până la sheet-ul 20. Dacă intrăm la secțiuni, vedem aici axa 1, da, până la pichetul 21, kilometru 393. Da? Cotele sunt ok, cotele teren sunt ok, cotarea aici este ok, deci linia este verde la teren, coridorul este, se vede și el, suprafața, secțiunea top este în stilul top, pat, ce am selectat, section, pat, da? Și toată chestia asta se repetă de 4 ori. Pot să-i dau să se repete măcar și de 30 de ori, măcar și de 100 de ori. Singura chestie, aici la sfârșit, după ce termine, trebuie să-i dau
să-i mai adaug încă un pas să salveze, da? Deci după ce le-a creat să-i dea CV-ul, nu o să-i dau acum, oricum că asta este un test, dar din ce vedeți este funcțional. Bun, deci dacă aveți întrebări sau nelămuriri, le lăsați în rubrica de comentarii și dacă v-a plăcut, dați un like, share la acest video.